Lumea sportului, indiferent despre ce am vorbit, este una dură și cu multe sacrificii, iar pentru cei care fac asta de mici, lucrurile sunt și mai complicate. Este și cazul Laviniei Agache, una din marile gimnaste ale României, adulată de români, dar umilită de propriul antrenor. Anii 70 și 80 aveau să aducă României recunoașterea internațională în sport, mai ales prin prestațiile echipelor de fete din gimnastică, conduse la acea vreme de Bela Caroli și soția acestuia, Marta. Rezultatele obținute de România, mai ales cele ale celebrei Nadia Comăneci, aveau să pună România acelor ani pe harta mondială a gimnasticii. Următoarea generație a gimnasticii, tot sub îndrumarea celor doi antrenori, avea să o aducă în prim plan și pe Lavinia Agache, originară din Căiuți, județul Bacău, o timidă, dar extrem de talentată gimnastă. Ajunsă astăzi la vârsta de 56 de ani și retrasă de ani buni din competițiile sportive, Lavinia a decis să vorbească despre cum a fost umilită de propriul antrenor. Eram în Madison Square Garden. Arena aceea foarte, foarte mare și faimoasă. Aveam 13 ani, ne prezentau frumos, cu un reflector care ne urmărea și lumina pe fiecare în parte. Avea ceva magie momentul. Ni se cânta imnul, apoi treceam la încălzirea pentru concurs. Apoi, după ea, începea demonstrația. A venit și domnul Bela, care era într-o fază din asta de monstru, era furios, agitat, se simțea că nu era ceva în regulă. Bun, deci ne-a aliniat în vestiar și a început să ne critique, pe fiecare în parte. După ce l-a caracterizat pe fete cu vorbe dure, a ajuns și la mine. Și dintr-o parte mi-a tras o palmă pe față. Dar să știți că eu eram favorita lui Bela, nu mă atingea niciodată. Ba din contră, aveam o relație bună și mi-a plesnit așa o palmă că n-o să uit niciodată, a povestit Lavinia Agache. Thank you.